De unde știu când un eveniment este un miracol? Care sunt semnele unui act special al lui Dumnezeu, cunoscut sub numele de miracol? Dar cum putem să recunoaștem mâna lui Dumnezeu în lumea naturală? În sens figurat, mâna lui Dumnezeu este recunoscută prin amprentele sale? Care sunt aceste amprente sau caracteristici distinctive ale unui act supranatural al lui Dumnezeu? Nu este suficient să definim un miracol ca fiind o excepție de la tiparul general al evenimentelor. Această caracteristică indică pur și simplu faptul că evenimentul este unul nenatural, adică nu se știe dacă intră sub incidența vreunei legi științifice. Dar există și alte posibilități în cadrul categoriei de evenimente nenaturale sau neobișnuite. Da, anomalie, magie, ființe extraterestre, activitate demonică și chiar activitate providențială, de exemplu. Trăsăturile unui adevărat miracol sunt caracterul neobișnuit, iminența, intenția și bunătatea morală. Prima caracteristică, neobișnuitul. O caracteristică minimă de bază a unui miracol este acesta, să fie un eveniment neobișnuit. Altfel spus, acesta trebuie să fie o excepție de la tiparul normal al evenimentelor. Această caracteristică minimă se potrivește cu unul dintre cuvintele biblice pentru miracol, și anume minune, teras. Desigur, în timp ce fiecare minune este neobișnuită, nu orice eveniment neobișnuit este un miracol. Așadar, neobișnuitul este o condiție necesară, dar nu și o condiție suficientă pentru miracol. Dar este nevoie de ceva mai mult. Cuvântul minune sau miracol este aproape întotdeauna folosit în Noul Testament în conexiune cu termenul semn, pentru a indica faptul că înseamnă mai mult decât doar un eveniment neobișnuit. Înseamnă unul care are o semnificație sau un scop dincolo de simplul fapt de a fi neobișnuit. De altfel, un miracol trebuie să fie imediat. Adevăratele minuni se produc imediat. Procesele naturale necesită timp. De exemplu, ceea ce natura face în timp în cazul vinului, prin procesul de fermentare, se spune că Iisus a făcut imediat. În Biblie nu sunt consemnate miracole graduale, dar există un singur miracol în două etape, în care ambele evenimente au fost imediate și s-au întins doar pe parcursul la câteva minute în total. Deoarece numai Dumnezeu poate face imediat ceva din nimic. Da. Și vedem asta în actul original al creației. Deci această putere este rezervată numai lui. De aceea miracolele biblice sunt adesea descrise ca o putere, dynamis în greacă. În acest caz, puterea lui Dumnezeu. Ca un eveniment să fie un miracol, trebuie să existe și o finalitate. Adevăratele minuni au un scop. Ele nu sunt făcute pentru a ne distra pe noi și de asemenea nu sunt făcute la voia întâmplării, ci după voia lui Dumnezeu. Ele se încadrează în contextul în care apar. Da, scopul general al unui miracol biblic era de a glorifica pe Dumnezeu, nu pe agentul prin care a fost realizată minunea, deoarece Dumnezeu este singurul care poate să facă o minune. Deci, din moment ce minunile vin de la o ființă super inteligentă și super puternică, este de înțeles că ele au un scop supranatural. Și astfel, nu în ultimul rând, o altă caracteristică este bunătatea morală. Din moment ce un adevărat miracol este un act al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este o ființă perfectă din punct de vedere moral, miracolele nu pot fi asociate cu răul din punct de vedere moral. Dumnezeu este bun, iar miracolele nu aduc cu ele răul, ci binele. Cum ar fi vindecarea, vedem în Ioan 9, sau învierea din morți în Ioan 11. Alte evenimente neobișnuite pot fi amorale, cum ar fi anomaliile, dar niciodată imorale, cum ar fi semnele demonice. De aceea cred ceea ce cred.